Salut, prieteni! Astăzi am mai adunat pentru voi videouri cu bătălii rare cu animale, surprinse de camerele video. Haideți să vedem despre ce este vorba, așa că așezați-vă cât mai comod, puneți un like și să începem! Câțiva gheparzi au atacat și au doborât la pământ o antilopă gnu. Predătorii au sufocat-o cu tot grupul. Probabil că le-ar fi reușit, dar au venit hienele să le ia prada. Pisicile lașe, ca întotdeauna, s-au speriat, iar antilopa era plină de puteri. Atacă hiena care a salvat-o și pur și simplu fuge. În acest moment, un uligan pescar a prins un pește mare. N-a reușit să-și ia zborul cu așa pradă și a scos-o pe plăcile de beton ale rezervorului. Corbii vicleni au venit fix la țanc. Au decis să-i fure peștele. Îl ciuguleau, îl trăgeau de pene, în speranța că uliganul se va speria și le va lăsa prada. Predătorul însă nu s-a speriat, a înțeles că trebuie să mănânce peștele cât mai rapid, până nu i l-au luat. Un stol de pescăruși cam naivi a aterizat pe râu pentru a mânca din peștele mărunt, dar pericolul îi aștepta chiar acolo. Unul dintre pescăruși a fost atacat de un râs viclean. Apucând pasărea de gât, prădătorul continuă să fugă undeva. Apoi se întâmplă ce mai interesant. S-a dovedit că râsului îi era puțin o singură pasăre și cu prada în gură atacă cu succes alta. Un masterclass de la un prădător de top. În India, un martor a reușit să filmeze o adevărată luptă a unui câine și a unei manguste. Mangusta a fost prea încrezătoare și agresivă, dar trebuia să fugă și să se ascundă. De la început, câinele o mușcă, apoi micuțul l-a apucat de nas. La final, mușcătura câinelui a fost mai puternică decât cea a mangustei și aceasta și-a pierdut viața. O turmă mare de antilope gnu a venit să se adape. Leoaica se năpustește asupra lor ca o rachetă. În acest haos nu i-a fost greu să pună colții pe pradă. S-a apucat de gâtul unei antilope care nu avea nicio șansă să scape și să se salveze. Iată un atac incredibil al jaguarului asupra crocodilului. Cum e posibil așa ceva? Pisica se scufundă odată cu crocodilul, în timp ce îl ține de gât. Pare că nu crocodilul, ci jaguarul este cel mai periculos prădător acvatic. Videoul e scurt, așa că sfârșitul nu e clar. Acest borsuc harnic și-a săpat o groapă chiar în mijlocul câmpului, dar într-un moment în ospeție au venit niște oaspeți nepoftiți, zimbri uriași. De câteva ori s-au apropiat să se uite la animăluțul muncitor. El însă s-a opus cu curaj întregii turme și i-a alungat de la vizuina sa. Când borsucul s-a ascuns, am înțeles ce într-adevăr au vrut să facă uriașii, să se tolănească în praful și pământul pe care le-a împrăștiat micuțul. După ce au plecat, acesta a ieșit la suprafață liniștit. Doi gheparzi au reușit să prindă o antilopă, au pierdut o mulțime de energie și timp pentru vânătoare. După câteva minute de luptă cu coarnele ascuțite, au reușit să doboare prada la pământ. Pisicile au făcut o treabă bună și grea, dar de undeva apare o hienă obraznică și pur și simplu le fură prada. Da, e nedrept, dar gheparzii singuri sunt vinovați, s-au dat la o parte ca niște lași. Și încă o întâlnire neobișnuită, un leu mare și o antilopă. Antilopa a crezut în sine și în loc să fugă, a decis să atace prădătorul. Prădătorul s-a băgat sub antilopă și a apucat-o de gât. Un atac formidabil.
Urmează un șacal care a atacat niște vulturi în Namibia. Sigur l-a atacat fiindcă nu a reușit să zboare de lângă un cadavru. Se creează impresia că șacalul nu prea are idee cum să doboare o pasăre așa mare. O mușcă ba de picior, ba de spate, ba de coadă și chiar de aripă. Vulturul se opunea, dar într-un final a câștigat șacalul. Îndrăzneț până la culme, un lup cenușiu nord-american a venit într-un sat în mijlocul nopții. În câmpul lui vizual a nimerit o pradă ușoară, un câine de casă pe lanț. Bietul cățel a rezistat un singur minut, apoi pur și simplu a căzut. Victoria e de partea lupului. El și-a desprins ușor prada din lesă și a fugit. Un moment bonus, crocodilul pur și simplu n-are nicio șansă. Bursucul de miere se plimba prin savana africană fără să atingă pe nimeni. Câinii sălbatici lacomi au decis că e prada perfectă. Se pare că nu știau că bursucul de miere este cel mai neînfricat animal din lume și poate riposta cu ușurință în fața leoparzilor, șerpilor. Înconjurat de câini, el oprește cu ușurință toate atacurile, expunând doar colții săi ascuțiți. Bursucul aleargă cu încredere în tufișuri, iar câinii sălbatici au rămas cu nimic. Urmează o luptă nebună și cu adevărat rară, pe care sigur o vedeți pentru prima dată. Un gluton, animal mai mic, dar foarte rău, a atacat un cerb mare cu coarne. Puteți vedea cum se aruncă pe animalul enorm și îl mușcă de gât pentru a dobori la pământ. Da, foamea provoacă animalele să facă niște atacuri incredibile. Cerbul mereu se ridică înapoi în picioare, iar glutonul nu are destule puteri să-l sufoce. Videoul se întrerupe chiar la cel mai interesant moment, dar domnul care a filmat a spus că cerbul, cu răni grave, totuși a reușit să scape. Un jaguar a atacat un crocodil care se odihnea liniștit lângă mangrove. Se scufundă ambii în apă, apoi pisica iese la suprafață cu crocodilul în gură. Super vânător! Un leopard de zăpadă a fost atacat de o întreagă haită de lupi. Fiind un prădător foarte puternic, leopardul puțin probabil că a vrut să devină gustare pentru lupi. E greu să-i ucizi chiar și într-un grup atât de mare. Leopardul de zăpadă a luptat foarte bine și a reușit să scape de toți lupii. Unul la unul, niciun lup nu va avea șanse împotriva leopardului zăpezii. Chiar pe un drum de pădure, un martor a reușit să filmeze cum o pisică sălbatică a prins un iepure. Prada e destul de mare, așa că pisica nu prea putea să-l care. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!